Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la talk show. Vă spune gazda dumneavoastră, Iulian Țimpea. O săptămână extrem de importantă pentru angajații Complexului Energetic Oltenia din județul Gorj, dar nu numai, pentru că, așa cum bine știți, această companie își desfășoară activitatea și în alte județe din Oltenia. Mă refer și la Mehedinți și la Dolj. Alături de mine, în această seară, în studioul de la Gorj TV, se află domnul deputat al Partidului Național Liberal Gorj, domnul Gheorghe Pecingină. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Gabriel Căldărușe, președinte al Sindicatului Mine Energie Oltenia. Bună seara, domnule Căldărușe! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Pecingină, o să încep cu dumneavoastră. Este bună legea asta sau nu este bună, domnule Pecingină? Pentru că în ultimile zile sau în ultimile săptămâni au apărut extrem de multe variante. Pentru mine, ca simplu cetățean al județului Gorj, m-am uitat așa la două chestii și mi-au atras atenția. În mod deosebit, una a fost reacția domnului Solomon, îmi cer scuze. Și a doua chestie care m-a surprins acolo a fost votul ministrului justiției de la USR, care a fost împotriva acestei legi. Spuneți-mi în primul rând cum ați votat dumneavoastră și cum vedeți această situație. Așa cum am și spus, în urmă cu două săptămâni, a fost pentru. Dar am luat cuvântul în plen și am spus că e o lege proastă din punctul meu de vedere. Argumentele le-am spus și aici este domnul Căldăruș și le-am spus în spațiu privat și nu vreau să le aduc în public pentru că nu vreau să deschid mintea unora și altora. Și cred că ăsta au fost și argumentele pentru care ministrul justiției nu a votat această lege. Dacă nu, cumva s-o fi, mă rog, încurcat în comenzile tabletei. Dar l-am spus. Mi-a spus punctul de vedere. Dacă angajații Complexul Energetic Oltenia și nu numai, pentru că vorbim și de Hunedoara aici, consideră că este o lege bună, ok. Eu spun că e un principiu bun, o lege proastă. Și mă mențin aici, le-am spus în privat de ce consider eu că e o lege proastă. Am văzut că e un concurs acum care cum ne pozăm cu minerii, cu energeticienii, care cum i-am salvat, care cum i-am scos la pensie. Dar eu zic și cu pozele astea să avem răbdare că ne orbește blițul. Și în perioada următoare nu mai găsim ușa de ieșire. Dar nu mai găsim ieșirea. Ce să înțeleagă angajații companiei la momentul ăsta? Astăzi, din câte am înțeles, au fost bulversați. Fiecare citea legea, stătea și citea legea și spuneau, bacă e nevoie și de norme de aplicare, bacă nu e nevoie de norme de aplicare, bacă ieșim la pensie fără contribuție, bacă nu ieșim, bacă se aplică de astăzi, bacă se aplică de mâine, bacă se aplică retroactiv. Deci lucrul ăsta noi l-am discutat. L-a spus Solomon în Parlament, este deputat PSD, a avut un amendament pe care eu l-am votat și am văzut că a apărut în presă că nu l-a votat nimeni. Eu l-am votat și l-am spus și public că votez. L-am votat, ajuta și completa. Prin această lege și am să dau un exemplu de ce e proastă din punctul meu. Un exemplu ca să nu intru în amănunte tehnice. Dom'le, dacă vii și în nota de fundamentare spui că închizi exploatări, cum poți să duci legea la lupta de clasă? Nu e o lege socialistă, e o lege mai mult comunistă. Adică ea de la TESA trebuie să le dăm cu șut în fund și să-i trimitem în șomaj, pentru ea nu se închid capacității. Da? Și cumva unii încearcă să pozeze, domnule, noi suntem cu clasa muncitoare. Nu, domnule, suntem cu cetățenii județului Gorj, suntem cu angajații Complexului Energetic în Oltenia, indiferent unde își desfășoară el activitatea. Da? Urlu, chestia asta mi s-a părut demagogie ieftină și mi s-a părut o prostie, pentru că dacă tu vrei să ajuți și argumentăm în nota de fundamentare, venim și spunem că ăsta e scopul acestei legi, hai să o facem pentru toți. Dacă vii și spui că se închide, că e colaps, că hai să o facem pentru toți, se închide pentru toți angajații Complexului Energetic Oltenia, pentru toți lucrătorii din exploatările. Dar s-a dus în derizoriu și la nivel de dezbatere și la nivel de argumentare și mi s-a cerut, ieri mi se aduceau reproșuri că de ce nu am venit eu să îmbunătățesc. Păi le-am adus aminte că mie în piață și numai în piață și la toate discuțiile pe care le aveam și toate intervențiile telefonice pe care le aveam din partea, să zicem, protestatorilor sau a unor angajați din complex, mi se cerea, votează, doamne, așa cum e, votează așa cum e. Eu l-am spus, o votez așa cum e, dar nu pot să nu mă exprim punctul de vedere, pentru că, mă rog, am și un background de vreo 19 ani de jurist. Și mi-am exprimat punctul de vedere. Da, nu de puține ori i-ați apărat în instanță pe angajații Complexului Energetic Oltenia. O să revenim la acest aspect. Vreau să vă spun că
Plicit de muncă. O să fie o perioadă foarte bună pentru avocați. Și dacă, dar nu mă bucur asta. În perioada următoare va fi o perioadă foarte bună și o plină de muncă. Iar dacă cei de la litigi de muncă duceau dorul litigilor, o să cred că în perioada următoare vor avea o pâine de mâncat. Domnule Căldărușe, cum vedeți dumneavoastră din partea Sindicatului Mine Energie Oltenia, acum nu trebuie să aibă toți aceeași părere ca și dumneavoastră. Este benefică, nu este benefică? În ultima zi, penultima zi, ați fost și dumneavoastră în piață, v-am văzut? Știți care e problema? Dureros e faptul că la mijloc sunt prin salarii ați complex pe energetic Oltenia. Foarte controversă care există. Că dacă ne uităm chiar și la ora actuală ce a apărut în spațiu public, sunt foarte multe controverse în ceea ce înseamnă aplicabilitatea. Problema care este că această situație trebuie rezolvată. Și chiar trebuie rezolvată pentru toți angajații din punctul meu de vedere, dar să vedem cum poate fi aplicată și această lege. Văd că există în continuare controverse de o parte și de alta. Dar încă o dată să nu uităm că e vorba de salariații complexe energetic Oltenia. Bun, și eu mai am și o altă opinie. Sincer, da, la un moment dat această companie se va închide. E clar, important e ca să fie negociat un termen foarte rezonabil și în paralel cu închiderile de capacități care să vină treptat, să fie ceva pus în acest județ. Dacă nu se pune nimic, vom putea vorbi de un județ efectiv care va muri. Dar legat iarăși de salariați, am văzut și eu ce a apărut în presă azi, punctele de vedere, mă șochează și pe mine. Ce vă șochează? Mă șochează faptul că acel amendament pe care îl propune a rezolvat cam toate problemele. Care mai, la ora actuală, cred că acum nu mai vorbeam, e aplicabilă, nu e aplicabilă legea, și plus faptul că rezolva, să zic și problema, că, și trebuie să recunoaștem, și cea pecuniară în ceea ce înseamnă valoarea pensiei. Vă spun sincer, pe mine mă doare faptul, adică totul să spunem faptul că, da, omul a muncit în condiții grele, ceea ce este un adevăr și nimeni nu-l poate nega, dar în condiții speciale, dar la calculul pensii nu ține cont de acest aspect. Că până la urmă trebuie să fie, să meargă în paralel. O recunoaștere până la urmă, dacă tot e o recunoaștere a efortului pe care fac salariații complexe energetic Oltenia, atunci trebuie ca acest lucru să fie dus până la cap. Nu cu jumătăți de măsură. Nu știu ce să cred. Aștept și eu cu interes să vedem. Cred că perioada imediat următoare e acel termen de 30 de zile. După aceea, sigur, va fi după promulgare. Dacă o va promulga și președintele? Eu cred că da. Domnule Pecincină, o va promulga? Nu pot pronunța, dar în principiu da, dar nu știu, consilierii dumneavoastră ce vor spune și ce vor sugera. Având în vedere votul unanim de ieri, aș putea spune unanim. Au fost 4 abțineri și un vot împotrivă. Da? Și abținerile au fost argumentate. Una a fost a domnului Dan Vâlceanu, colegul dumneavoastră de partid. Violet Alexandru și Tuță, George Tuță. Argumentate, de altfel. Fiecare și l-a argumentat. Doi dintre ei sunt membri ai Comisiei de Muncă și au optat un vot și au avut argumente și au spus. Nume fiind din Gorj, nu au putut să-și calce. Dar cred că votul a fost suficient. A trecut așa cum și-au dorit protestatarii. Asta e și eu cred că va fi promulgat. Acum depinde și de ce se întâmplă ulterior. Pe mine m-a distrat seara trecută un filmuleț pe care l-am văzut pe Facebook. O parte dintre protestatari la Motru. Sărbătoreau. Ascultau manele în blană, dansau. Da, nu știu, mi se pare așa că... Ați văzut că la noi se mai întâmplă și la Privec și la Pomană chestii de genul ăsta. Cam da, de obicei la o mormântare se râde și la nuntă se plânge. Așa acum e vorba. Tipul de muzică. Vedeți, la oameni a ajuns informația care a ajuns. Oamenii li s-a spus faptul că legea a trecut și atâta, da? Și era normal să existe o stare de bucurie în rândul salariaților. Puteau să asculte și rock, nu mă deranja. Vedeți, dumneavoastră, eu cred că sper că și din lucrul acesta să învățăm ceva. Dom'le, dreptul la opinie trebuie să-l avem cu toții. E altceva când stai la o masă, să pun toți la o masă, fiecare își prezintă argumentele și de acolo se iasă ceva bun. Am ajuns, da, și eu am trăit momentele ăștia când
nu mai evitai să îți spui un punct de vedere pentru că interpreta altcineva că ai ceva împotrivă sau... Nu, până la urmă trebuie era, să le pun la masă. Era mai rău dacă ascultau o melodie de la... A celor de la Casa Loco, știți că aveau ei o melodie, ce bine îmi pare că ai luat țeapă. Și o cânta și Mircea Rednic după un meci. Nu, mie nu pare bine, mie, sincer vă spun, nu pare bine, indiferent ce, dacă... La momentul ăsta... Unii vor de conta politic, vor de conta politic. Unii poate vor avea de câștigat dintre angajați, dacă legea asta se va aplica așa cum își doresc ei. Dacă va fi așa cum își doresc ei. Dar dacă nu, eu vă zic că am avut discuții în zilele astea cu o grămadă de prieteni care lucrează în companie și sunt la fel de tineri ca și mine, ca și dumneavoastră, domnule Pecingină, poate un pic mai, mai puțin tineri, mai tinerei decât domnul Căldărușe. Știți ce mi-au spus cu toții? Că asta, legea asta înseamnă moartea complexului energetic Oltenia și moartea Gorjului. Așa o văd cei tineri din companie. Eu nu mai vreau să comentez, am vorbit foarte mult cu aceste, am exprimat punctele de vedere, am spus-o și în plen. Nu vreau să fie interpretat că mi-e frică sau Doamne ferește. Cineva și-a asumat această lege, nici nu mai ai voie să vorbești pentru că spun cum sunt fumigene sau nu știu cum s-a exprimat astăzi. Dar eu cred că cei care au făcut această lege și proastă, o repet, o să deconteze. Dar eu mai aș dori să nu fie minerii și minerii improprii, să angajați complexul energetic Oltenia să nu deconteze nimic. Și nici gorjenii. Să deconteze unii politic, atât. La parlamentarii ăștia care, de gorji până la urmă, care și-au asumat. Unii nici nu știu ce și-au asumat. Câștigarea, victoria. Nu, unii să fim sinceri, au discuțiile și domnul Căldărușe este martor, unii dintre ei au venit și au spus în spațiu privat, au spus realitățile și au spus că am avut dreptate și eu și Solomon și, deci unii în spațiu privat. Acum, fiecare poate să cum să zic, să clameze într-un fel sau altul. Și eu puteam să tac din gură, să votez și să-mi asum și o anumită chestie. Dar nu pot să fac lucrul ăsta pentru că aș fi fals și mi-aș călca pe anumite principii. Și așa am călcat pe anumite principii și am votat, dar am considerat că dacă asta își doresc, am spus-o și public, da, dacă îi ajută și ei consideră că îi ajută asta, eu o să o fac și am votat. Dacă îmi permiteți, acum profit și eu de oportunitatea că e domnul deputat în platou. Vom vedea într-o perioadă destul de scurtă ce se va întâmpla. Problema, dacă nu se rezolvă, va rămâne. Haideți, până la urmă, trebuie făcut ceva pentru acești oameni. Că vă spun, e vreo ceea ce este. Starea de incertitudine care există în cadrul companiei o să ducă la lucruri extreme. Pentru că, exact cum spunea, nu avem totuși la ora actuală un plan de restructurare acceptat. Oamenii trăiesc cu teamă ce se va întâmpla nu peste 10 ani, ce se va întâmpla anul viitor, ce se va întâmpla peste un an și jumătate. Tocmai de aceea zic. Deci există o teamă cu ceea ce se va întâmpla practic mâine. Există temeri în sensul acesta. Și tocmai de aceea trebuie până la urmă și ca un fel de protecție, adică totuși să mai puțină încredere și în continuare activității și faptul că totuși există o variantă să zic la final de a ieși la o pensie, de a beneficia de o pensie, de a avea cât de cât sub aspect social o anumită siguranță. După 20-30 de ani de activitate în domeniul acesta, ar fi un lucru extrem, extrem de grav ca omul să trezească că nu are nicio alternativă. Eu vă spun, în paralel, trebuie să creăm pentru Gorj, odată cu închiderea de capacități și locurile de muncă pentru alți oameni. Pentru că salariații complexi energetic, să nu cont de vârsta care o la ora actuală, nu mai putem spune că se vor duce. Trebuie să pensioneze, e clar. Domnul Căldărușe, am vreo 11 ani de când sunt în presă și au trecut diferite guverne pe la conducerea acestei țări. Și dumneavoastră, domnule Pecingină, aveți o experiență și politică și în afara politicii mult mai lungă decât acei 11 ani pe care i-am eu. S-a tot vorbit de-a lungul timpului. Da, dar niciodată n-a fost situația ca să stai cu sabia la și de aeroport, mi-aduc aminte. Și de grupul chinezilor de la... Ceea ce spune domnul Căldăruște este perfect adevărat și trebuie creat alternativă. Eu vă spun că dacă există alternativă în Gorj, nu aveam nici protestele astea, nici realist oamenii vorbind. Nu trăiau cu frică, ziceau, okay, deputat, se închide exploatarea pe cărbune, ok, mă duc la nu știu ce fac. Realist vorbind, în acest mandat pe care dumneavoastră l-aveți, credeți că guvernul din care, pe care îl reprezentați până la urmă va putea schimba în bine soarta acestui județ? Eu ceea ce vă pot asigura că vom crea cadrul legislativ și asta vă spun cu certitudine, există acum și la Comisia de Buget Finanțe
o lege, lucrăm la altă, parlamentarii de Gorj, sau mă rog, începusem să lucrăm acum, nu știu dacă o să mai lucrăm împreună, dar glumesc, vom lucra împreună, pentru că astea sunt chestiunile politice interne sau de alegere de opțiune interne, sunt cu totul și cu totul altceva. Lucrăm la o alternativă, pe lângă Fondul Tranziției Juste și PNRR, încercăm să creăm și altceva care să asigure, cel puțin pentru județul Gorj, Hunedoara și Suceava, să asigure niște venituri în plus pentru cei care investesc în aceste județe. Sper că nu negocia și dumneavoastră cu chinezii, cum nu exclus, au negociat nu, pe alții nu, întregoci. Cu oamenii de afaceri din România, cei care vor să acceseze anumite granturi sau anumite, să vedem formula și forma pe care vom merge, vor dori să investească în Gorj, să aibă anumite beneficii. Da? În Gorj, în Hunedoara, vă spuneam și în Suceava. Da, și măcar cel puțin pe partea de turism s-ar putea schimba lucrurile. Pe tot ce înseamnă investiție. Și ar fi mult mai important, astăzi am avut o discuție cu un om de afaceri din Gorj, care dorește să și e în cursul ăsta, să deschidă un business cu 150 de locuri de muncă. Am fost contactat de directorii de la Abicula care doresc, mă rog, dar au anumite probleme de mediu în perioada asta, că la noi știți cum e. Noi închidem totul. La noi suntem mai catolici decât papa, nu punem nimic în schimb, dar închidem totul. Ba, poluează, ba, și vecinii noștri nu au nicio treabă, ni ea, ni imediat ni fură pe investitori, la ei nu se mai poluează, ei găsesc mai întâi soluții, pentru că nu există poluare și după aia, dacă nu pot să le aplice, închid. La noi închidem din prima, că asta e, ne-am transformat în Greenpeace, ducem, punem lacătul sau lanțurile pe poarta investitorului, poluează. Dintr-o dată au apărut problemele, ceea ce mi-o ridică foarte multe semne de întrebare. Da? Mă rog, toate la timpul lor. Eu cred că și asta vă pot garanta, că vom asigura cadrul legislativ ca investitorii să vină din interes în județul Gorj. Da, dar pe lângă cadrul legislativ ne mai trebuie și infrastructură. Și aici, bine, nu e partea dumneavoastră. Nu, se lucrează, se lucrează și la atenție, se lucrează și la infrastructură, pentru că știți și dezbaterea e pe acest drum expres. Marcel Romanescu s-a pronunțat că dorește să treacă pe zona metropolitană, adică pe Drăguțești, mă rog, spre Rovinar, spre Filiaș. Și lucrul ăsta l-a susține și eu, cred că e mult mai rapid, mult mai util și mult mai ușor de construit pe zona asta decât pe cealaltă zonă. Sunt mai multe variante, să vedem ce vor alege și specialiștii, pentru că noi nu suntem specialiști, să vedem în funcție de coste. Și acest drum va ajunge, deci dacă vreți o glumă, vom prinde încă să circulăm noi, nu copiii noștri, pe acest drum. Și centura se finalizează. Din fericire, ritmul la centură și aici nu putem să imputăm nici Marcel, nici guvernului. Este pur și simplu problema companiei. Dacă unii se grăbesc și spun, domnule, reziliem, îi anunț că durează 3 ani procedurile de reluare a procedurilor de adjudecare. Și faptul că ne rugăm acum de firma care a câștigat licitația nu înseamnă că suntem slabi și că nu luăm în calcul sau că avem anumite interese. Dar ne gândim că dacă vom rezilia, va dura 3 ani să te reapuci de treabă. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru conservarea ceea ce s-a făcut până acum. Păi, dacă sunt și ne gândim că centura e, nu e folosită de atâția ani și s-a făcut într-o proporție destul de mare, lucrurile se degradează acolo cum s-au degradat și la stadion într-o perioadă, din păcate. Din păcate, da. Vedeți că vorbim de banii de tranziție justă și trebuie să o recunoaște că acest bani vin, practic, pentru ceea ce înseamnă mai mult în proporție 90% județul Gorj și Hunedoara. Cam vor fi beneficiare și încă 4 județe, da, pe lângă cele două, dar ar trebui să respecte și proporția. I-am spus-o chiar și ieri, mă rog, în acel salon din Palatul Parlamentului. Salonul spaniol, domnule. Spaniol, din acel salon, în acea discuție, în care a fost toți care a fost... Și era și vreun spaniol de acolo, glumesc. Nu, era datorită condițiile date. Era domnul Oră, și a spus, domnule, că hai dezvoltim cu toții pe spatele suferinței energeticienilor și minerilor. Deci, erau sigur se pregătesc, acolo, se pregătesc să-și facă super business-uri, dar în care să nu profite efectiv locuitorii Gorjului. Că trebuie să o recunoaștem. Și am spus, domnule, dacă tot vin banii acestea
prin reducerea masivă a locurilor de muncă din minerii și energie, măcar să ducă în economia reală. Nu că ne vom trezi, ce reconversie vom mai face cu salariații complexul energetic Oltenia, care normal trebuie să pensioneze imediat de peste 50 de ani. Faci, adică face firme de reconversie să duc 20%, 30% din sume pe reconversie, practic, care nu are niciun efect, dar faptul că intră foarte mulți bani în buzunarele alte. Ce vom face? Vom monta 300 de megawatts pe fotovoltaic, unde vom deschide 10 locuri de muncă și în care unii își vor umple conturile. Nu este normal. Dacă tot e vorba de suferința acestor lucrători din cadrul complexului energetic Oltenia, măcar pentru copiii dumnealor să fie deschise locuri de muncă din acești bani. Nu pentru îmbogățirea unora și alta. Înțeleg, să fie acolo 10% și pentru îmbogățire. Dar nu 90% să ducă strip pentru anumiți oameni. Eu zic că se practică mai mult de 10% decât 20, dar 80% să vedem că se duc în economia reală. Sunt bani destul de mulți, 2,2 miliarde. Să zicem, ar putea și Gorjul, 600 de milioane. Dom'le, s-ar putea deschide foarte multe lucruri, foarte multe locuri de muncă în economia reală și care să fie și peste 5 ani și peste 10 ani, să nu mai vorbim iarăși că locurile de muncă respective trebuie închise, că asta e... Păi nu că aveți colegi probabil care depășesc 50 de ani pe la locul de muncă. O să-i vedeți pe vreunii... Greenpeace-ul l-ați întrebat? Glumesc acum. Da, nu, vă spun, mă doare, nu vreau să spun așa. Întrebat alții, am văzut, sunt convins de lucrul am văzut, vă spun, poartă cu respect. N-am văzut atâta ipocrizie cât am văzut în ultima perioadă. Ne mai plângea cineva de milă. Adică spunea un adevăr, nu contez lucrul acesta, condițiile în care muncesc oamenii și asta. Și mi-au aminte în toate comisiile, că mă duc și eu de câțiva prin, când a fost vorba de CIO prin comisiile în Parlament. Întotdeauna a susținut închiderea complexului energetic Oltenia. Și el arăta atâta compasiune. Dom'le, cât de ipocrit poți să fii, dom'le? De la tribuna Parlamentului a arătat compasiune pentru ce înseamnă lucrătorii din complexul energetic. Pentru că asta ar însemna să intru într-o altă chestie și nu vreau să interpreteze. Aveți posibilitatea să vedeți... comparație cu Dan Vâlceanu, care n-a fost adică n-a fost lăsat să intre la un moment dat într-o carieră și întreba pe noi de acolo, de la dacă ați fost vreodată într-o carieră, mă vâmea și râs. Eu am copilărit într-o carieră. Tizmana 2 lângă casa mea. Sunt strămutat din Gălășoaia, adică chiar știu ce înseamnă o carieră, dar nu am văzut-o la televizor cum au văzut-o unii sau din vârful vilei de la Rânca. Nu, am văzut-o de la... Sau am trăit acolo, puneai un cerceaf alb la uscat și când îl luai bătea vântul... N-ați fost strămutat și dumneavoastră prin primăverii, cum a fost domnul? Ba da, sunt strămutat în primăverii, dar da. Nu, părinții mei, dar din două case au făcut una și dacă vedeți condițiile în care s-a lucrat, când nu erai șmecher mai. Și se lucra... Și acum repară la ea taică. Mai știți cum creștea în declarația de avere suprafața construită a casei domnului Călinoiu? Nu știu, domnul. Mi-aduc aminte din presă că într-un an era de 100 de metri, în anul următor era de 150 de metri. Pot să vă spun, în schimb, prețurile. La un moment dat, 3 rânduri de țigă în puls, se făcuse factura prin 2000, știu că eram chiar militar atunci, 200 de milioane, cam așa plătea CEO. Vă imaginați? Ce prețuri, la ce prețuri și cum s-au îmbogățit unii, apropo de ce spunea domnul. Mi-aduc aminte că era și o poveste pe la... Unde s-au dus banii aia care puteau să meargă în alte chestiuni. Era o casă pe roți pe la Slivileș, dacă nu mă înșel. Și o mutau de unde era. Și o mutau de pe un teren pe altul. Așa era o poveste, nu știu dacă e neapărat și adevărat. Da? Oamenii, și de asta sunt și multe revolte în cazul strămutaților, pentru că au văzut comparativ. Continuăm discuția, însă după o scurtă pauză, pentru că ne amendează CNA-ul. Publicitatea, așadar, și revenim. A revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine deputatul PNL Gorj, domnul Gheorghe Pecingină, și președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, domnul Gabriel Căldărușe. Înainte să continuăm discuțiile despre complexul energetic Oltenia, domnule Pecingină, chiar citeam în pauza de publicitate, premierul României, domnul Florin Câțu este așteptat mâine la Gorj, dacă știți cumva... Da, este mâine în campanie electorală, va fi prezent în toate județele din sau mă rog, în Olt, Dolj și Gorj, Gorj și Vâlcea, pentru că își continuă drumul spre Vâlcea. Știți că suntem în campanie electorală și alegeri parțiale pe 27 și atunci avem și noi un candidat la Gorj și va fi prezent aici mâine la ora 18 la Bombeș Pițic. La ce oră vă întoarceți de la Dolj? Asta ca să glumești că o să plec și eu către Dolj mâine după amiază și nu aș vrea să întâlnesc cu coloana, să dau de radare și așa mai nu departe. Nu e coloană și credeți-mă, Florin Câțu e chiar decent, multă vreme nu a avut niște PP, e un tip normal. Numai că trebuie să se încadreze probabil în timpii
trasați pentru, știți, SPP-ul are anumite proceduri și timp trasați pentru a se deplasa în anumite zone. Ca să rămânem tot la domnul Cățu, îl cunoașteți de destul de mult timp, domnule Pecinci. Ați lucrat împreună cu dumnealui la Ministerul de Finanțe ultima dată, ca să zic așa, penultima dată. Lucrăm și acum în postura de secretar al Comisiei de Buget Finanțe cu postura de premier. Cum vede dumnealui problema asta legată de Gorj și de complexul energetic Poltenia? Pentru că sunt convins că ați avut discuții, pentru că știu că m-am întâlnit toate cu dumneavoastră chiar când erați la minister. Și a făcut o an când și anul trecut și acum 2 ani a fost unul dintre susținători. Credeți-mă, cu greu am fi obținut acele sume pentru certificatele de carbon, cu greu. S-au obținut și îi le datorăm Florin Cățu. Sigur, unii spun că e o obligație, eu spun că pe lângă faptul că dacă nu erau plătite, era complex închis, deja. Deci Andrabaua nu mai există. Da, se închidea în mod clar. Eu țin minte, chiar prima acțiune puternică la care am participat în calitate de secretar de stat a avut legătură cu complexul energetic Oltenia. Știam cu toții că va trece moțiunea. Era ultima seară în care puteam să trecem o ordonanță ceea ce privește complexul energetic Oltenia și eram foarte, foarte agitat. Nu știam foarte bine procedurile, era februarie 2020. Nu știam oamenii din ministerele de linie care trebuia să avizeze și a fost o noapte tumultoasă. Carmelul Florin Cățu m-a ajutat în acele momente și era sigur că va trece ordonanța și a trecut. Și făcând comparația... La 10.54, 22.54 a trecut. Făcând comparația cu noaptea aia și prin ce ați trecut dumneavoastră atunci, cum îi vedeți pe băieții ăștia care pozează acum pe lângă liderii de sindicat? E dreptul lor să se pozeze. Nu. Domnul Pecingină, nu vorbesc despre drepturi. Adică așa e politică. Dar eu sunt de acord. Păi, da, și după aia mai curaj peste 4 ani de zile dacă legea asta nu o să fie așa, da, cum au visat oamenii, da, să te duci la ei, uitați-vă, să le spui că eu v-am ajutat. Păi cu ce ne-ai ajutat? Uitați-vă la legile fondului funciar și acum se judecă oamenii. Ce crezi că e prima lege proastă care va crea probleme? Nu. Contează. Se va spăla politician și spune alții, uite, au tergiversat, au făcut probleme, normele de aplicare nu sunt bune, eu am vrut. Da? Asta va rămâne până la urmă. Și când vom ieși cândva și noi la pensie, dacă vom prinde, și vom începe să scriem memorii și, nu știu, cum starea fizică a fiecăruia și psihică, dacă ne va permite, și vom începe să scriem memorii, ei nu vor avea ce să spună, pentru că au fost falși, au fost, nu poți să spui lucruri că ai încercat efectiv să ajuți când tu faci, duci luptă de clasă. Și m-am dat exemplu care sare în ochi, de oriunde te-ai uita. Când faci legi, și am spus-o de număr, o faci pentru toți. Nu faci legi pentru anumite categorii. Pentru că atunci te transformi în altceva. Rolul tău acolo este, dacă vrei să faci un bine, îl faci pentru toți. Sau, mă rog, să reglementezi o problemă, o reglementezi pentru toți. Nu doar pentru unii. Da, mă rog, asta e o altă problemă, o altă discuție. Așa sunt unii, așa au ajuns. Haideți totuși, eu vă spun încă o dată, făcând de abstracție, că vorba de capital politic, pe plus sau pe minus, haideți totuși, până la urmă, să nu uităm că e vorba de totuși de salariață complexul energetic Oltenia și care, efectiv, și-au pus speranță și au așteptări. Vom vedea, eu am mai spus, o vom vedea într-o perioadă foarte scurtă, dacă e aplicabilă, dacă creează probleme, dacă e nevoie. Dar totuși, până la urmă, gândindu-ne strig la salariații din complexul energetic Oltenia, eu cred că există posibilitatea, dacă lucrurile vor funcționa bine, să dea Dumnezeu să aplice de luna viitoare ca oamenii să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare. Vom vedea lucrul acesta, dar dacă nu, totuși, eu consider că aveți o obligație ca să rezolvați după aceea să... Dacă, a spus, în condițiile în care va crea probleme aplicarea acestei legi. Să sperăm că nu va crea probleme. Eu vreau să cred sau sper să nu așa, dar dacă va crea probleme, până la urmă, vă dați seama, adică să duce omul prin instanță, știm foarte bine ce se întâmplă în instanță. Una, doi, trei, patru, ne și ducem până să termină procesul. Există și acest risc. Până la urmă, trebuie făcut totuși ceva ca să fie rezolvată problema. Asta este. A încercat, nu încearcă cineva să câștige, să nu câștige. Dar până la urmă, bine, să câștige toți capital politic, să fie lucrurile foarte bine, dar să stea lucrurile foarte bine, dar important este ca să fie rezolvată problema salariaților din complexul energetic Oltenia.
E un prim, și o spun încoată, eu consider că e un prim pas, dar în paralel să fie dezvoltat și acest județ. Dacă nu se vor rezolva toate aceste probleme, eu vă spun sincer, niciodată nu o să mă simt bine să fiu pensionar, să mă întâlnesc numai cu pensionar pe stradă, fără să mai văd chipuri de copii, chipuri de tineri și asta. Și poate să vezi și puțină bucurie. Nu neapărat să exulte toată lumea, dar măcar să vezi că totuși nu se mai gândește neapărat la ce va fi mâine, ce va fi pe mâine și va putea să-și facă totuși să gândească și la un viitor mai îndepărtat. Asta nu se va putea schimba peste noapte. Nu peste noapte, asta înseamnă, da, vedeți dumneavoastră, avem această perioadă, să zic, de tranziție la energia pe care bun la energia verde. Eu sper să fie cât mai lungă. Dar, în paralel, trebuie să creeze alternative. E foarte simplu să aprobe planul, că vedeți, asta ne interesează. Da, domne, nu știu, 2032, 2035, finalul. Ce capacități să închid, ce oameni, ce vârste avem, care oameni pleacă la peste și dacă lucrurile ăștia vor funcționa cum trebuie, nu vor mai fi nici tensiuni, oamenii vor ști foarte bine, da, voi avea loc de muncă, voi ieși la pensie, la o vârstă rezonabilă, 52 de ani. La momentul ăsta se poate face o echilibrare în sistemul energetic național fără complexul energetic Oltenia? Nu, tocmai de aceea și spun, că vorbeam de un 2032, tocmai de aceea. Acum am cer scuze, chiar am citit astăzi un interviu cu domnul Chirițoiu, care spunea și el același lucru, că va rămâne complexul energetic, indiferent ce își doresc unii, cât se leagă cu lanțuri și cât cu ghilimele de rigoare să folosesc un termen de stadion, cât de șmecheri se cred, mizând pe frustrările oamenilor, complexul energetic Oltenia va rămâne și va exista cărbune și va funcționa pe cărbune pentru asigurarea sistemului energetic național, siguranței sistemului energetic național. Nu poți să scoți asta. Mâine ai vânt sau nu ai, mâine ai secetă sau iarna. Nu ai, sunt probleme și siguranța națională depinde de complexul energetic Oltenia. Eu de asta câteodată stau și mă uit când se încearcă așa, în mod, să zic, subversiv, eliminarea acestui competitor de pe piață, sunt curios cine, în ce sertare stau rapoartele care ajung, pentru că ajung. Oamenii care au trecut pe sub frontispiciu pe care scrie Patria Priorii își fac treaba. De asta sunt convins. Dar acele rapoarte zac în unele setare și nu se dă drum. De depinde la cine. Pentru că acum, vrem, nu vrem, a fost o acțiune concentrată împotriva sau mă rog, pentru a scoate acest competitor de pe piață. Mult mai repede decât era planificat. Mai există vreo variantă din punct de vedere legislativ, legal, ca această companie să poată livra energie electrică? Nu e problema aici. Către alte state? Ascultați-mă, nu e problema asta. Problema este așa. Ce facem cu certificatele de carbon? Acolo e problema. Păi, aia ar fi principala. Deci dacă rezolvăm pe asta, nu mai vorbim de 2030-2032, cum spunea Dacă ne menținem pe prețul actual, pentru anul ăsta trebuie 400 de milioane de euro la prețul actual. Și de unde să-i facem, domnule, pe cingină? Asta e o mare problemă. Din păcate, nu plouă cu asta bani. Asta e o mare problemă. Și ceea ce spunea Gabriel Cărdăruș este perfect adevărat. Să ne așezăm la masă. Dar unii deja de la București și este martor, ei spuneau, trebuie să ieșim în stradă. Deci asta... Păi dacă ieși asta nu rezolvă situația. Ajuți la punerea lacătului. Și ce mai șochează? Deci ajuți la punerea lacătului. Adică forțezi cumva... Așa au făcut și cei din Valea Jiului. Un ONG. Da. Ne uităm la un ONG. Pe mine mă șochează ceea ce finanțat fac. Blochează din exterior. Investit de 200 de milioane pentru blablaurile lor pe defileul Jiului. 200 de milioane aproape băgați. În proporție realizată v-au închis de 90 ceva. Perimetre miniere la complexul energetic Oltenia. Mi s-au ridicat avizul. O nemernicie rară. Fac scandal în ceea ce privește funcționarea ceolului. Dom'le, dacă chiar te interesează atât de mult aspectul ăsta verde. Trebuia să fie pe frontiera României, că ajunge să fie groapa de gunoi a României, a Europei. N-am văzut nicio acțiune a acestora care interesează atât de mult mediul, în ceea ce înseamnă importul masiv de deșeuri din toată Europa. Am văzut că sunt niște probleme cu groapa de gunoi de pe la Târgu Jiu. I-ați văzut pe acolo pe băieții? Nu interesează, domne, pentru că finanțările lor să fie foarte clar din despre concurența complexului energetic Oltenia. Oamenii nu o fac din conștiință. Unii dintre ei, nu, sunt și oameni care cred în ceea ce înseamnă o energie verde, care cred într-un mediu foarte, foarte curat, care o duc și puțin spre extrem, dar parte din ei e un adevăr datorită finanțelor și faptul că trăiesc foarte, foarte bine, provocând durere altor oameni.
Asta interesează. Buzunarul și atâta. Eu mi-asum ceea ce spun. Da, parte din cei care promovează... Păi și eu sunt convins că așa e, nu interesează decât banul. Și de unde, nu de unde vine banul. Și normal, trebuie să faci servicii celui care plătește. Doamne, interesează că vine, nu contează de unde vine. Ei, și trebuie să faci serviciile respective, să prestezi activitatea respective. Că, știți cum e, ar putea fi comparat ce puțin consider că activitatea cealaltă înseamnă mult mai mult decență, mai multă decență, care prestează ce puțin, spun da pentru asta. Mai decente sunt doamnele din pe o anumită zonă decât acești mari ecologiști din aceste ONG-uri. Da, asta este. Dar trebuie să respectăm unele ONG-uri care sunt de bună credință. Nu toate. Unele. Unele, da. Da, i-am văzut și eu pe unii dintre ei acum vreo 3 săptămâni. Și unii oameni, că nimeni nu contestă că sunt oameni de foarte bună calitate. Nu, Timur, eu vă spun, sunt ușor de convins tinerii în ziua de astăzi. Eu mă uit la copiii mei. Mă uit, de exemplu, la fiica mea, care o să mă cert acum. Nu am adus copiii niciodată în discuție, dar trebuie să o fac. Se îmbracă second hand, de la second hand, pentru că consideră că așa salvează planeta. Deci o mentalitate de genul ăsta, adică nu mai consumă, nu se mai consumă. Și alții... Da? Îl aduc și eu în discuție acum pe fiul meu, despre care n-am vorbit niciodată, care nu mănâncă carne absolut deloc, pentru că el consideră că nu e ok să mâncăm carne la animal. Sunt foarte ușor de convins și de dus în zona asta. Cu siguranță lumea se schimbă și... Dar suntem noi care suntem maturi și așa cum spunea domnul Căldăruș, ai niște investiții foarte mari și că e broasca nebună sau nu știu ce, trebuie să oprim totul. Acum ne-am prins, au început nu se mai vânează deloc și am văzut niște idei de-a dreptul tâmpite. Nu, dacă sunt bărbați vânătorii, nu sunt vânători, nici nu-mi place, vă spun sincer, nici măcar pescar nu sunt. Sunt prea leneși pentru activitățile astea. Un pescar nu e mult efort. Eu sunt pescar. Știu, am fost de câteva ori și am dormit. Dar la mai trebuie să... Dar să fie doar, de exemplu, la vânătoare de urși, doar cu cuțitul. Băi, deci stați puțin că m-am înnebunit. Și la noi populația de urși e cea mai mare. A ieșit un scandal pentru, nu mai știu cum îl chema pe ursul respectiv. Arthur. Și s-a dovedit un fake news până la urmă. Și noi exagerăm în toate. Eu nu spun, trebuie să existe și cum e legislația afară să fie și la noi. Și trebuie să ne adaptăm și trebuie să protejăm fauna, trebuie să ne protejăm pădurile. Dar noi exagerăm, ducem tot în parametrii maxim și dincolo de ei, spre cer. Deci la noi să nu se mai vâneze, să plâng oamenii că nu pot, au urși și sunt în casă și am văzut imagini, da? Le intră ușa, au spart un magazin, ursul... Coboară în Brașov, i-a văzut la Brașov, da? La genele am de ajuns noi. Să avem, și deci noi trebuie să... Ok, trebuie să protejezi, dar noi avem cea mai mare populație de urși din Europa. Hai să încercăm să reglăm puțin lucrurile astea. Cum le reglezi? O să-i mutăm la, nu știu, în casele noastre, că așa vor unii sau așa gândesc, nu știu. Trebuie să le protejăm și habitatul. Hai să nu mai tăiem lemne, da? Să-i lăsăm ca să stea în habitatul lor. Hai să nu se va rezolva la fel de curând. Deci sunt lucruri care trebuie să le facem. Dar unde au oamenii ăștia interes cu ONG-urile, acolo se manifestă. Dacă nu ar exista interes, nu s-ar manifesta. Da? Păcate, dar mă repet, marea majoritate sunt de bună credință și am dat și democrația a fost înțeleasă greșit, domnule, poate. Ne-a trebuit că ați făcut la un moment dat. Dincolo, foarte bine să o respectăm, dar acum nu vreau să intru în discuțiile acestea, dar totuși dacă ne uităm și ceea ce înseamnă numărul de urgi în România. Dar am văzut că nici o țară din vestul Europei care, mă rog așa, nu acceptă o relocare a unui număr de urgi în România, țările respective, pentru că au avut urgi, numai au unul. Chiar dacă au suprafețe pădurite foarte mari, dar acolo o să fac drumeții, să face turism. Nu există riscul să fie atacat turistul de către urs. Și la ce să se încarce cu o problemă? Și la nivel european e bine că trebuie să ai un număr de urși, dar de ce să nu ai toți comasați în România, unde să creeze probleme chiar majore în ceea ce privește viața locuitorilor? Domnul Cădăre, și vreau să spun ceva, cu tot respectul și pentru colegii mei din Parlament, că poate nici nu luam cuvântul. Avem mulți urși și în Parlament, domnule. Pe cuvântul meu, domnule. M-am trezit în Parlament, se vorbea pe această lege și oamenii vorbeau despre retehnologizare, că prin această lege se face retehnologizarea. Știți că ursul e cel mai... Și am fost nevoie să iau cuvântul, pentru că mi s-a părut aberant. Oamenii spuneau, susținem această lege, votăm această lege, pentru că prin ea se face retehnologizarea complexului și nu știu ce. Deci am crezut, sunt oameni și alții care, cum spunea și domnul Căldăruș, vorbeau despre cariere, întrebau, ați fost într-o carieră și întrebau pe
colegii ei nefiind, dar ducând demagogia la nivel maxim. Nu, dar până la urmă problema rămâne și vorba încă tot spun de salariați. Și nu trebuie să uite absolut nimeni că e vorba de oameni, nu mai des, de oameni până la urmă. Și problema trebuie rezolvată, pentru că acum și nu de condamnat absolut domnul nimeni. Cărăuș, oamenii au speranță. A devenit un subiect și, atât de sensibil și, încât trebuie să, să-ți asumi ca politician, pentru că cei care au făcut poze și nici nu știu despre ce, sau mă rog, și care au vorbit acolo la tribună și nu știu despre ce vor vorbi, e foarte greu să-i convingi acum, pentru că vă spun că specialiștii în comisii, că au fost de la AUR, că au fost de la PSD, că au fost de la PNL, cu toții la început au avut aceeași opțiune. Când a intervenit politicul, lucrurile s-au schimbat diametral, au stat cu totul și cu totul altceva. De asta sunt foarte multe legi care nu pot fi aplicate, sunt foarte multe legi care par că sunt în favoarea cetățenilor, dar nici de cum nu sunt, pentru că nu au finalitate. Și de asta lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. Dumneavoastră vorbeați că trebuie să reparăm cumva sau să facem cumva ca lucrurile să fie ok. Haideți să o vedem pe asta publicată, să vedem ce efecte va avea. Și credeți-mă că nu vom sta cu mâinile în sân, dar eu nu voi mai vorbi, de acum încolo voi acționa, pentru că dacă nu mă apuc să fac o dezbatere cu domnul Manu Tomescu, cu domnul Bunoaie, ca specialiști de altfel în legislație și în aceste probleme, care erau, Manu Tomescu nu mai avea cuvinte când i s-au dat argumente, nu de către mine, de alții. Singurul argument, de ce n-ai făcut, domnule, un amendament? Păi mai era nevoie dacă făcuse cel de la PSD? De ce nu era bun? Că era de la PSD? Era un amendament care era pentru legea asta, era mult mai bun, sau era cu amendamentul ăsta, era mult mai bună și mai legea respectivă. Asta eu nu am o chestiune, spun și susțin ceea ce spun colegii mei, nu vom fi la guvernare, nu trebuie să vin la guvernare cu PSD-ul, dar dacă îți vine o idee bună și în favoarea cetățenilor, chiar de la unul care e la PSD, nu poți să accept lucrul ăsta? Probabil că printre primii și singurii politicieni care îmi spuneți lucrul ăsta public într-o emisiune. Nu, stați liniște că sunt și dincolo, și la PSD. O vorbesc la Gorj. Și la PSD și la USR sunt, dacă lăsau specialiștii din comisie și... La USR este cineva la Gorj cu care vă înțelegeți? Că e un singur, domnul Miruță. Nu, bine, nu cu Miruță, pentru că el are încă mai copilărește, dar cu, de exemplu, cu prefectul Morei, am înțeleg, da. Nu am o problemă, pentru că e mai aplicat și e mai acolo, dar Radu Minuță încă e la începuturi în politică și încearcă să demonstreze ceva. Sper să ies. Pentru că altfel, după cum stau sondajele în momentul ăsta, să te bată AUR, mi se pare chiar nenormal. Dar eu sunt convins că își vor reveni și pe niște principii solide putem să construim. Da? Dacă continuăm cu concursul ăsta politicianism ieftin de colțul străzii, nu iese nimic. Și nu iese nimic bun pentru oameni. Nu, eu consider că și domnul Bunaică, și domnul Manu, și domnul Pârbulescu, și eu, și alți colegi, și orice om are dreptul la opinie. Important să ne acceptăm opinia, să putem să stăm, așa nu să acuzăm, mă, că n-am o opinie bună. Poate nu e cea mai bună așa, dar, băi, ai greșit colo, uite, e bine așa, așa. Nu faptul că imediat injurii și acuze. Așa consider că e normal. Stai la masă, discuți, vezi ce se poate rezolva. Că mi s-au ridicat o sanală în piață, de fapt. N-am fost bagiocorit și înjurat în piață, așa mi se spunea el. Am fost și surprins. Pentru că eu le-am spus că trebuie să stai la masă, indiferent. Și pentru viitorul CEO-ului, ce se va întâmpla după această lege, trebuie să stăm la masă, pentru că sunt cei tineri care nu beneficiază de asta. Exact și ce spuneam, să vedem ce măsuri luăm pentru ei, dar eu nu o să stau niciodată. Adică nu mai vreau să mă mai intru în balacare. Adică eu să vin cu argumente, să spun de ce niște lucruri nu sunt ok și tu în loc să vii cu contraargumente sau să găsim împreună, să punem lucrurile într-un făgaș normal, tu să vii să mă înjuri în permanență, să încerci asta o votez, legea asta votez. Am votat. Au legea care și-au dorit. Și trebuie să știe și colegilor că asta și-au dorit cei de acolo. Nimic altceva. Mi s-a spus de enorm când treceam prin piață și eram huiduit. Mi s-a spus că legea asta să o votez. Asta am votat. Le-am promis atunci. O voi vota. Să nu cred. Nu am o părere bună spre el, dar o voi vota. Da, nu este... Și am votat-o. Nu e răzbunare sau ceva. Pentru că nu pot să faci. Domnule Pecingine, asta v-au cerut, sunteți parlamentar de Gorj. Dacă ei consideră că asta e cel mai bine pentru această companie... Orice argument l-am dat, au consider, au venit cu contra... Dar până la urmă, oamenii aceștia nu înseamnă nici Căldărușe, nici Pârbulescu, nici Bunoaică, cu atât mai puțin, nici Manu și asta. Deci nu se, până la urmă, că până la urmă oamenii au crezut, adică oamenii cred faptul că au... E întotdeauna, că nu acum, întotdeauna a existat tendința de manipulare, nu e vina oamenilor, adică nu trebuie până la urmă ca de suferit să fie oamenii.
Doar sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat în neregulă. Nu o să veri nimeni, e o victorie totală și va fi... Domnul, să dea Dumnezeu să fie așa. Dar vă spun și, știți, poate eu am participat acolo, am văzut opiniile, să zic, din spatele ușilor închise. Mă teamă, nu avem mult timp. O să vedeți, îți scurie ce să facă, să captați pozele de acum de pe Facebook. Victorioșilor. Am destule capturi printre păi, oameni. Și nu mă refer aici la angajați. La politicienii care reclamează. Și eu spun încă o dată, chiar trebuie rezolvată problema tuturor salariaților. În sport era o vorbă, că i-am bătut de... Au făcut de pe noi. De la cu terenul în cap, nu? Da. Sau cum a zis Nistor, când era la Pandurii după meciul cu Steaua, când ne-a bătut Steaua cu 6-0. Că Steaua, în afară de cele 6 goluri, n-a avut nicio ocazie. Nu, a zis de Cheșeru, că Cheșeru ne-a dat 6 și am fost în tribuna pe Ghencea și 7-1 ne-au bătut, mi se pare. Nu, 6-0 a fost. Da, și Cheșeru l-a dat pe dată și da. În afară de 6 goluri n-a făcut nimic. Da. Cam așa și acum, da. Domnule Pecingină, să concluzionăm la final într-un minut, vă rog. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult e... ajută pe angajații Complexului Energetic Oltenia această lege. Cât mai scurt. Ca să înțeleagă toată lumea. Păi eu o să vă dau un răspuns, o să vă răspund ca avocat. Această lege poate să nu însemne nimic. Dacă se va trezi cineva într-o zi și are interes, e nimic. Și am să spun celor care citesc, care se apucă să facă legi, să citească mai întâi că este o lege care te învață cum să faci legi. Și amintesc celor care reclamează doar atât, principiul bicameralismului, deci poate să fie 0, nu 1, această lege, și 2, poate să însemne, dacă sunt norme și încercăm să mai cârpim pe aici și pe acolo, pentru unii. Mi-e pare rău că nu e pentru toți angajații. Ca așa ne-am hotărât noi, că dacă sunt mai mulți la cu sapa, asta e. Dar toți lucrează acolo, toți inhalează aceleași noxe, toți stau în birourile care se simt trepidațiile și undele electromagnetice. Sunt chestiuni. Ba mai mult, am scos pe unii prin această, am scos unii care meritau la hidrocentrale, care stau la 100 de metri adâncime. I-am scos ca și am vrut noi, i-a făcut chestii populiste. Vezi că mai sunt și oamenii care lucrează, angajații de pe la gaze, că și ei au... Termocentrală pe gaze, deci în sala de mașini aceeași vibrații și aceleași unde magnetice. Și dar nu mai contează, n-a mai contat asta, pentru că vrem să facem noi populism ieftin. Condiții speciale. Să dea Dumnezeu să-i ajute pe ei noștri, că de restul ne mai ocupăm, că mai sunt litere în alfabet și putem să introducem după litera I și altele în legea asta. Dar mi-e teamă de altceva, domnul. Că din toamnă vom aplica principiile pe care le-am asumat USR-ul și PNL-ul. Prin PNRR, la care am făcut, am abdicat acum și am făcut o excepție. Că așa începem noi, că e bine să încep cu o excepție când te lauzi că aplici ceva, da? Cu o excepție. Și le vom aplica pe alea și atunci oamenii nu vor mai beneficia. Și acum era o șansă, dacă tot am început cu excepții. Hai să o facem pentru toți. Nu, dar că tot e o excepție, să fie bine făcută, să fie pusă în aplicare, oamenii cu adevărat să beneficieze. Deci dacă, măcar să o duce până la capăt pe aceasta. Eu zic să nu mai criticăm, Nu e de criticat. Da, e un lucru, s-a realizat. Eu aplaud, îi felicit pe inițiatori și aștept... A fost un vot colosal și asta spune tot. Exact. Da. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația mea și vă mai aștept și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, s-auzi numai de bine.